Bună seara. Bună Am înțeles că dați un test drive cu această mașină, dacă fac ceva noti și safe. E adevărat. Eu m-am gândit să vă impresionez prin încercarea mea să vă citesc gândurile, deci să intru în mintea ta. Așa. Și eu cred că e destul de noti. Da, dacă e pe bune. Da. Eu cred că da și cred că o să fii destul de uimită. Eu zic să încercăm. Da, bun. Și atunci... stai un pic. Dacă ghicești cuvântul din mintea mea, îți dau voie să faci test drive-ul mașinii. Dacă nu, nu. Da. Ok. Deci asta e condiția, ca să ne înțelegem. Ok. Bine. Uite, aș putea să te pun să te gândești la un cuvânt, știi, dar nu sunt decât vreo 100-200 de cuvinte care ar putea să-ți vină acum în secunda asta în minte. Hai să facem altceva. Uite, am vreo două cărți la mine. Așa. Și tu dacă este, alegi una dintre cărți. Uite, care vrei tu. Așa, ia ce avem aici. Și ce pot eu să, să fie mai complicat? O să te pun, ca să fie total aleatoriu cuvântul care îl alegi, o să te pun să scrii un număr din 3 cifre. Un număr din 3 cifre? Diferite între ele. Uh-huh. Da? Îți dau și un pix dacă vrei, sau un marker, ceva. Un pix, uite, un marker. Ai un pix? Da. Dă-mi un pix. Ar fi bine să facem totul mai interesant, să nu văd eu numerele. Uite, stau mai ok. Așa. Deci, care e primul? Întâi cuvântul sau după aia? Nu. Un număr. Un număr. Un număr din 3 cifre. Da. Cifrele să fie total diferite. Da, ok. 3 cifre. Acum vreau să transcrii numărul. Da. De la capăt spre față. Da. Și să scazi numărul mai mic din cel mai mare. Deci, de exemplu, dacă tu ai scris 1, 2, 3 și acum vrei scrie 3, 2, 1, scazi 1, 2, 3 din 3, 2, 1, ca să-ți dea... Aha. Deci... Îl transcrii mai jos și faci scăderea între ele. Ăla mai mic îl scazi din cel mai mare. Da. Așa. Ai făcut scăderea? Da. Ok. Acum îl transcriem iar. De la jos. Coadă la cap. De la coadă la cap. Stai puțin. Rezultatul e din două cifre sau din trei? Dacă 3. E din trei, e ok. Dacă era din două, trebuia să fie un zero în față, știi? Ca să fie numărul tot de trei. Uh-huh, da, da, da. Așa, acum îl transcrii și le aduni pe acestea două. Aha, le adun. Da, le aduni. Deci l-ai transcris de la spate în față și le-ai adunat. Da. Așa. Ei, acum mă gândesc să încercuiești ultima cifră din numărul care ți-a dat. Da. Așa, și luăm așa, am împărțit numărul în două, da? Ultima cifră. Da. Și mai avem ce e în față, să zicem că e numărul paginii la care tu te uiți. Da. Ok, deci numărul a fost total aleatoriu, tot. Da. Ei, numărul din față este numărul paginii. Da. Numărul care l-ai încercuit să fie numărul cuvântului care, la care tu te vei gândi. Și eu voi încerca să-l ghicesc. Adică al X-ulea cuvânt din X-ulea cuvânt, din da, X-ulea număr da, care... Da, okay. Deci ce e în față okay. E numărul paginii, te uiți la numărul paginii, după care... Ok. Cuvântul. Stai că nu mai știu care... Da. Așa. Ok. Aha, ok. Ok. Să se vadă bine, nu? Cred că cuvântul începe cu... Hai, spunem D? Da. Deci D? Da. A doua literă undeva între A și E. E. Da. De și spre. Despre. Nu poți să cred. E destul de noti. Da. Am voie. Bravo ție. Felicitări. Foarte ok. Mașina e mai mult decât perfectă. Și sper că am făcut ceva destul de noti încât să fie urmărit. Și dacă vreți să știți răspunsul, mai dați replay.
de mai multe ori, ți-am deci mai multe secretul giuri. Se află chiar în filmuleț, da, dacă te uiți în destul de multe ori la filmuleț, atunci vei afla și răspuns. Am înțeles. Și ce să mai zic, e singura chestie notii care am făcut-o cu prietena și acum am făcut-o și cu tine. Mă simt flatată. Mersi frumos. Ok, mulțumesc frumos. Okay.